sunt mulți, sunt minunați. În comuna Băneasa din județul Giurgiu, 12 copilași învață de zor dansul popular transmis din generație în generație. Împreună formează ansamblul Mugurel de Vlașca, iar cel care îi ține aproape și le-a insuflat dragostea pentru folclor este chiar preotul satului. Când sunt îmbrăcați cu costumele acestea populare, ei înșiși devin o grădină de flori. Da, sunt minunați! Pentru mine, Mugurel de Vlașca înseamnă o pasiune la care nu aș renunța niciodată. Mai înseamnă și joacă. Ansamblul înseamnă pentru mine o a doua școală, dar fără carte. O a doua familie. Mă distrez aici. Părintele Balaban le este și coregraf și prieten. Cum toată activitatea lor se leagă de biserică, înainte de repetiții, copilașii merg la slujbă și ascultă povețele preotului. Da. Este împărăția cerurilor. Ceea ce faceți voi în ansamblul folclorii Mugurel de Vlașca, printre altele, înseamnă și o mulțumire și o cinstire care o aduceți părinților voștri. Voi nu-i puteți răsplăti cu altceva decât cu fapte bune. Copiii de acum sunt la a patra generație care învață pașii dansului de Vlașca de la părinte. Povestea ansamblului a început în urmă cu mai bine de 20 de ani. Atunci, preotul și-a dorit să le deschidă noi orizonturi copiilor din sat, așa că a înființat un cor. În 1995, grupul său de cântăreți micuți merge la primul festival cu tractorul, cu toți copiii înghesuiți în remorcă. Cei prezenți la eveniment s-au amuzat când i-au văzut. Dar când i-au auzit, au rămas uimiți. Erau extrem de talentați. Așa că preotul a prins încredere și s-a gândit să înființeze și un ansamblu de dansuri. Nu știa atunci cât urma să fie de dificil. Orice început e greu. În primul rând duceam lipsă de spațiu, dar mai repetam în școală atunci când vremea era rea. Atunci când nu se putea, repetam în curtea școlii. Mergeam uneori chiar pe câmp sau la pădure. Am reușit să facem o sală de mese, o trapeză, cum se numește în termenii noștri religioși. De asemenea, în această sală de mese se fac și anumite pomeniri pentru sufletele celor răposați. Povestea a mers mai departe, cu toate greutățile unui sat sărac. Copiii nu aveau costume populare și părinții nu aveau resurse să le cumpere ei, așa că părintele a reușit să facă rost de costume specifice zonei. La început s-au îmbrăcat copiii așa cum se întâmplă de multe ori, cu ștergare de-astea de artizanat puse în chip de fote, cu tot felul de improvizații. Nu eram mulțumit de lucrurile acestea. Am văzut ce înseamnă un costum de Vlașca și ne-am dorit foarte mult acest lucru. Soția mea în timpul acela era directoare la Căminul Cultural de aici, din comună, și a făcut demersurile necesare să obțină un număr de costume populare, acestea care le vedeți, costume de fete. Deci în același costum au mai dansat 3 sau 4? Și din părinților au dansat și sigur, mămicile lor. Da. Pe lângă costume, copiii aveau nevoie și de opinci, așa că preotul Balaban a găsit și aici o soluție. A învățat să le facă singur. Am început să iau măsura copiilor, măsura la picior, și ușor, ușor am trecut la treabă. Mai cu tăieturi, mai cu înțepături, mai cu... Așa, ca orice început cu multă greutate, pielea, și chiar dacă este și foarte tare, ea tot se tocește. Și atunci este nevoie de pus aceste adaosuri. Adaosul puneam uneori pe interior, cum se poate vedea aici, această bucată de material, sau alteori puneam adaosul pe exterior și încercam să le lipim și rezistau cât puteau să reziste. Provocările însă au continuat. Coregraful ansamblului a murit în urmă cu 15 ani, iar preotul s-a văzut pus în fața unei situații aparent fără ieșire. Nu avea cum să frângă inima copiilor și să închidă ansamblul, așa că a învățat el să execute pașii dansurilor populare. Copiii aveau atât de multă încredere în noi, în mine și în soția mea. Nu puteau concepe că noi să zicem stop. Și atunci m-am apucat. Am luat casetele mai vechi, mă uitam la pași, îi repetam acasă și mai bine, mai rău. Și pe urmă veneam aici și le arătam copii, așa trebuie făcut, vedeți? Tararata, 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 ta. Tararata, tararata. Sigur, băi, frate,
dar în spate se ascunde această muncă și nu cred că este o rușine ca să spun copiilor că în felul acesta am început și o să văd cea mai, să învăț cea mai mare parte din pași. Aveam decât să renunț sau să fac acest efort ca eu să înțeleg pasul de dans, să pot să-l explic copiilor. Strigăturile mai tare un pic, fetele. Da? Vă rog, privirea, sus, sus. Mândri, mândri. Așa. Cu timpul a venit și recunoașterea meritelor lor. Au fost în Italia și în Franța, iar pe lângă spectacolele dansate pe scenele internaționale, copiii au vizitat obiective turistice pe care nu ar fi avut altfel cum să le vadă. Disneyland rămâne pentru ei cel mai frumos loc. Pentru copiii din Băneasa, ansamblul este locul unde își fac prieteni și unde descoperă o altă lume. Pentru părinte, ansamblul este însă surpriza frumoasă pe care i-a rezervat-o viața. Sunt născut, crescut în București, tată arhitect, mama ingineră. Ce să vă spun, singurul lucru care m-a apropiat și care m-a ținut legat de sufletul poporului a fost religia, a fost credința, pentru că noi am fost o familie de oameni credincioși și religioși. Dar în rest, în ceea ce privește folclorul, nu am avut nicio tangență. În momentul în care am venit prima dată la țară, ca preot, atunci am văzut și eu ce înseamnă viața de țară. Pentru că e îndrăgostit de viața la țară și de folclor și pentru că nu a vrut să-i lase baltă pe copii, a ales alături de soție să rămână în comuna Băneasa. Drumurile de țară, biserica, cimitirul și casele țărănești alcătuiesc pentru el cel mai frumos univers. Univers pentru care a refuzat o altă viață în capitală sau chiar în străinătate. Am fost numit în București. Am fost solicitat să merg în Brazilia, în São Paulo, unde am familia, mama, tata și fratele, pentru a înființa o parohie ortodoxă acolo. Am considerat că dacă aș pleca de aici, indiferent cât de mari au fost greutățile și au fost uneori chiar foarte mari, am considerat că dacă plec, mă asemăn cu ceea ce spune Hristos, păstorul cel care fuge că vede lupul venind. Ei sunt Mugurel de Vlașca, dacă vă plac, trebuie să-i votați, sunt din Giurgiu, iar noi o să vă arătăm cum s-au pregătit și cu o oră înainte de emisiune și imediat intră în concurs. Dar am auzit pe materialul de mai devreme, părinții dumneavoastră sunt în São Paulo? Da. Și fratele? Da, tata, mama și fratele, da. Păi și când au plecat? Cum au plecat? Au plecat înainte de Revoluție, a fost acea migrație a inteligenței românești. Eu însă în perioada aceea am ales să rămân în țară, eram deja în seminarul teologic și am vrut să-mi urmez vocația. Și părinții ce fac acolo? Normal că tata acum este pensionar și mama e pensionară și au creat o, cum să spun, o poziție socială bună, pentru că acolo lumea inteligentă și lumea capabilă este un pic altfel plătită. Și ce? Adică ce au făcut? Păi a lucrat în arhitectură. Da, iar fratele meu în prezent este specialist în chirurgie dentară, are care cabinet personal și... Și în Brazilia mergeți la ei? N-am plecat niciodată pentru că, sincer să fiu, cred că... Nu ați vizitat niciodată? Da, ei au venit aici, dar eu nu m-am dus pentru că sunt convins că prea mult stând acolo aș fi tentat să rămân acolo și mi-ar fi greu să mă despart de țara mea. E greu, e foarte greu, e greu de înțeles, poate. Da, e un pic e greu. E foarte, da, este. Să ai de ales între familie și țară, cuvântul ăsta patriotism pare desuiet, pare demonetizat, dar la mine există și are valoarea lui. Foarte frumos. Poate se uită părinții acum pe Pro TV Internațional. Cu siguranță. Și, da. Și fratele. Haideți să le arătăm celor de acasă cum v-ați pregătit înainte de emisiune cu o oră, dar asta o să le arătăm după o scurtă pauză de publicitate, da? Pentru că voi sunteți pregătiți, copii? Da! Sigur? Da! Ia, arată-mi un pas așa repede. Perfect! Imediat rupem podeaua!